Cele 20 de persoane au protestat în această dimineață la sediul firmei de pe strada 23 August din Târgu Jiu, pe care în prezent o administrează fratele lui Dian, Gabriel Popescu, pentru a-și recupera salariile pe lunile august, septembrie și octombrie. Am protestat pentru că nu am primit banii pe 3 luni care am lucrat, începând cu luna august, septembrie și octombrie. Și am venit și acum 3 săptămâni aici, ni s-a promit că până la sfârșitul lunii care a trecut ne-i bagă. Nu s-au băgat banii și acum venim din nou. La discuție a venit Gabriel Popescu. Acesta a reușit să-i enerveze pe oameni prin noile promisiuni. Știu că o problemă așa este, dar realitatea este că banilor nu au fost virați pe luna august, pe care îi mai au de luat. O să și ia. În mod normal ar trebui să intre conform contractului mâine. Nu mâine, pe 20, e joi. E adevărat că i-ați mințit? Nu este adevărat. De ce? Păi nu, nu odată. De ce? Nu, nu, pe joi. Ei nu fac plata decât joia. Deci banilor pe... Cum a fost? Deci... Acum 3 săptămâni. Noi am spus că până la sfârșitul ne-a promis, am vrut să luăm un credit bancar, așa este. Am vrut să luăm un credit bancar. Înainte să devină senator, și Dian Popescu a fost administratorul acestei firme. Acum este doar acționar. Protestatarii spun că nu-l interesează soarta lor. Iar trebuie să-l intereseze de situația noastră și a firmei, normal. Doar de aici a plecat. Este senator, ar putea să ajute, într-un fel, părerea mea. Este seriozitate din partea dânșilor și... Ne mint în continuare. Nu că am fost dat în preșul de foarte mult timp. Deci au bătut joc de noi. Avem banii de luat pe august, septembrie și pe 7 zile din octombrie. Dar credeți tot ce se spune, că nu sunt bani? Nu, fiindcă banii au fost livrați de către firma Petrofac din Țiclen. Deci noi avem în primul rând nemulțumirea pentru că noi am lucrat la firma lor. Nu am lucrat la Petrofac, am prestat servicii la Petrofac, dar prin firma lor. Ce să le spune domnule Acopi, că nu avem dreptate și când ne cer mâncare, ne spune dată din goaie dreptate, mă tale, o să mănânci joia viitoare. Ai dreptate, eu te știu, dar... Acum, dacă noi depindem de banii ăștia, noi depindem de banii ăștia. Crede-mă că nu am avut, nu am, am încercat să... Păi eu poate te cred pe dumneata, dar ei pe mine nu mă crede, mă, că trebuie să le dau să mănânce. Din păcate. Și nu sunt numai eu în situația asta. Știu, Viorele. Administratorul firmei, Gabriel Popescu, declară că a vrut să ia bani din bancă pentru salarii și a fost de acord să pună gaj, două camioane și un teren, numai că s-a lovit de o operațiune care a blocat acest demers. Așa a reușit să-și enerveze foștii angajați. Noi discutasem cu o bancă care ne-au dat banii până când încasam banii de la Petrofac. Și dânșii au avut ceva întârzieri la plată către bancă, că era factoring, dumneavoastră știți mai bine dânșilor, e greu să le explică. Na, asta este. Nu pricep. Treaba asta cu factoring-ul. Păi nu mai plăcea. Factoring-ul, cum e cu factoring-ul. Așa? Și după care banca acum, uite, nu ne-a mai dat banii. Că dacă ne dea banii, le dăm și noi banii dânșilor. Plăteam noi dobândă, asta este. Fratele senatorului Dian Popescu mai precizează că și banca i-a refuzat. Eu am făcut tot ce s-a putut pentru mine. Am încercat să luăm credit de la bancă. Am pus, deci nu e o problemă. Aș vinde mâine, dacă e nevoie, uite, vând un camion și vă dau bani. Că nu v-au dat bani cei de la bancă? N-au lungit că vină mâine, vină pe mine, mai trebuie o hârtie și până la urmă au spus că nu ne-a dat. Dar ar putea să nu prezinte credibilitate la bancă, fiind atâtea întârzieri, fiind implicat și într-un dosar penal? Eu sper că să nu fie asta un impediment. Protestatarii au anunțat că vor face sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, firma de construcții mare în prezent 80 de angajați.